Pentru un milion. În timpul războiului, un ofițer a fost grav rănit și dus de urgență la cel mai apropiat spital, unde toți l-au îngrijit cât se poate de bine. Dar după un timp, ofițerul observă că la celălalt capăt al salonului se aflau două paturi cu bolnavi de care nimeni nu se apropia, nici măcar vreun doctor. O singură maicuță stătea mereu cu ei și îi îngrija cu multă dragoste, căutând să nu le lipsească nimic și rugându-se neîncetat. Întrebând de ce sunt bolnavii de la capătul sălii atât de izolați, ofițerul a rămas mut de uimire, aflând că oamenii aceia suferă de o boală fără leac și că în scurt timp vor muri. Nimeni nu se apropia de bolnavi, de teamă să nu se molipsească. Păi bine, a mai întrebat ofițerul, dar măicuța? Măicuța care stă mereu împreună cu ei și îi îngrijește. Desigur că ea era sănătoasă, i-a răspuns un doctor, dar acum s-ar putea să fie îmbolnăvit și ea. Noi n-am lăsat-o să se apropie, nu, dar ea a insistat, spunând că cineva trebuie să îi îngrijească și pe oamenii aceia. Doamne, Doamne, Dumnezeule, a mai exclamat ofițerul, păi eu n-aș face așa ceva, nici pentru un milion de dolari. Din celălalt capăt al salonului, măicuța l-a auzit și, întorcându-se spre ofițer, i-a răspuns liniștită și cu zâmbetul pe buze. Nici eu n-aș face acest lucru pentru un milion de dolari. Îl fac însă pentru o răsplată mult mai mare, pentru mulțumirea pe care o citesc în ochii acestor oameni sărmani, pe care pot să-i ajut și pentru răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia dintre noi, după meritul nostru.